Tinerii socialdemocrați din Mehedinți au fost alături de copii de 1 iunie. Aceștia le-au făcut copiilor o zi de neuitat, cu pizza, suc, dar și multă muzică, dans și voie bună, alături de Michi și Mini, la pizzeria Bella Ciao din Vânjul Mare. A fost o atmosferă veritabilă de vacanță și de sărbătoare și asta s-a putut vedea pe chipurile micuților. Ziua copilului este un eveniment internațional sărbătorit anual, având drept scop conștientizarea drepturilor bunăstării și importanței copiilor în societate. Astfel, tineretul social-democrat Mehedinți a sărbătorit alături de copiii din Vânjul Mare Ziua Internațională a Copilului. Aceștia au fost celebrați cum nu se poate mai frumos, cântând și dansând alături de îndrăgitele mascote Michi și Mini. Copiii au fost extrem de încântați de această activitate organizată special pentru ei, iar tinerii social-democrați i-au servit cu suc și pizza spre încântarea celor mici. A fost o atmosferă veritabilă de vacanță și de sărbătoare și asta s-a putut vedea pe chipurile micuților. Președintele TSD Mehedinți, Alexandru Cojocaru, împreună cu echipa sa, a dorit să sărbătorească alături de micuții, deoarece aceștia reprezintă viitorul societății. Dacă de-a lungul timpului, în diversele proiecte și activități realizate de TSD Mehedinți, de cele mai multe ori copiii au ocupat un loc primordial unde au fost susținuți și îndemnați către educație, pentru a-și clădi un viitor armonios, astăzi a venit și vremea distracției, iar muzica, voia bună și dansul au fost la ele acasă. O acțiune foarte frumoasă, zic eu, în orașul Vânjul Mare, tineretul social-democrat, sprijiniți de domnul președinte al PSD Mehedinți, domnul Aladin Georgescu și de domnul primar al orașului Vânjul Mare, am reușit să facem o activitate pentru copii. Aceștia s-au bucurat, au dansat, au cântat alături de noi și cred că a fost o zi minunată și am reușit să facem acești copii fericiți. În final, aș vrea să mulțumesc tuturor celor care ne sprijină în demersurile noastre, tuturor liderilor Partidului Social Democrat și vreau să urez un sincer și călduros la mulți ani copiilor mei, în primul rând, dar și tuturor copiilor din lume. Pizzeria Bella Ciao din Vânjul Mare a fost locația unde cei mici s-au simțit ca acasă și de unde au primit cea mai delicioasă pizza, dar și o băutură rocăritoare, deoarece vara și-a intrat în drepturi odată cu venirea lunii iunie. Pentru tinerii social-democrați, aceste acțiuni prin care ajung în mijlocul oamenilor reprezintă o încărcare a bateriilor și un schimb de energii pozitive. Suntem foarte încântați că am putut participa. Vreau să le mulțumesc copiilor că au venit la această inițiativă a domnului președinte Cojocaru Nicu de la TSD Mehedinți și pentru toate acțiunile frumoase pe care acesta le face pentru copiii noștri. Atât copiii cât și părinții au fost extrem de încântați de această activitate, deoarece au putut să-și serbeze copiii într-un mediu plăcut, alături de colegi și prieteni. V-a plăcut surpriza de 1 iunie, de ziua copilului? Da, a fost frumoasă, pe neașteptate și a fost frumos că mi-a luat pizza gratis de ziua copilului. Suc gratis. Da. Un gest foarte frumos. Da. Ați avut și surprize? Da. Da. Am făcut poze. A fost frumos? Da. V-ați distrat, da? Da. Este plăcut pentru copii și sperăm să mai fie, să se mai repete și cu alte ocazii. Pot să vă spun că este un eveniment foarte benefic pentru orașul Vânjul Mare. Ar trebui să fie cât mai multe de acest gen. Îi mulțumim domnul Nicu Cojocaru care a făcut acest spectacol și, ce să zic, la mulți ani tuturor copiilor din întreaga lume. Și nouă la fel că tot copii suntem. Ție ți-a plăcut surpriza cu Mini și cu Michi? Spune, da. Da? Spune. Te bucuri? Da. Da? Bravo. Această activitate a tinerilor social-democrați mehedinți a fost sprijinită de președintele PSD Mehedinți, Aladin Georgescu. Copiii au avut o zi plină de zâmbete și veselie specifice vârstei lor. Copilăria este un loc și un timp al fericirii, o insulă a nemuririi luminată de soarele primei vârste. Este un spațiu al fericirii și al veseliei continue în care realitatea este înlocuită cu un spațiu imaginar și ideal.